Accidentul s-a petrecut în comuna dâmbovițeană Moțăieni. Bărbatul accidentat cobora dintr-o mașină oprită pe partea dreaptă a drumului. Un șofer nu l-a observat și l-a accidentat grav. Conducătorul auto nu a oprit și și-a continuat drumul. O ambulanță l-a transportat pe bărbatul rănit la spital. Acesta prezintă fracturi la picior și are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Imediat, zona a fost împânzită de polițiști. Oamenii legii au reușit în doar 2 ore să dea de urma suspectului. Este vorba despre un tânăr de 19 ani din localitatea dâmbovițeană Moroieni. Acasă la acesta, anchetatorii au găsit mașina implicată în accident, care prezenta avarii serioase. Tânărul a fost dus la poliție și audiat. Pe numele lui, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și pentru vătămare corporală din culpă. Totodată, polițiștii au reținut și permisul de conducere.